Ziua pompierilor din România a avut o semnificație aparte pentru forțele de intervenție mehedințene. Un pluton de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți a participat ieri, 13 septembrie, la ceremonia de acordare de către președintele României, Klaus Iohannis, a drapelelor de luptă pentru 11 inspectorate pentru situații de urgență județene, care s-a desfășurat la Palatul Cotroceni. Inspectoratului pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți. Drapelul de luptă al unității a fost înmânat inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Mehedinți, Dragomir Florentin, de către președintele României, în semn de apreciere față de devotamentul și spiritul de sacrificiu, de care au dat dovadă salvatorii români în îndeplinirea misiunilor destinate protejării cetățenilor și comunității. Ziua pompierilor de anul acesta a avut o însemnătate aparte pentru pompierii mehedințeni. În cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți i-a fost înmânat drapelul de luptă al unității de către președintele României, în semn de apreciere față de devotamentul și spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă salvatorii în îndeplinirea misiunilor destinate protejării cetățenilor și comunităților. Prin rostirea jurământului de credință, pompierii mehedințeni și-au luat angajamentul păstrării cu onoarea drapelului de luptă, reînnoindu-și promisiunea de a apăra cu credință, curaj și devotament țara. Simbol al unității, onoarei, vitejiei și gloriei militare a poporului român, drapelul de luptă tricolor reamintește fiecărui militar datoria lui sfântă de a servi cu credință patria, chiar cu prețul vieții, și de a apăra cu devotament și curaj independența și suveranitatea țării.